Suntem chemați de asemenea să ne luptăm de-a lungul vieții împotriva patimilor care ne definesc ființa. Spune un alt părinte bătrân din Pateric, și anume, câte patime avem, atâția stăpânitori peste viața noastră avem. Adică patimile ne transformă în sclavi care ascultă de stăpâni, stăpânii fiind patimile din noi. Lupta pe care a adus-o Sfânta Maria Egipteanca este și lupta noastră. Lupta patimilor din noi, dacă este gând de desfrânare, se cuvine a stărui în post și rugăciune. Dacă avem slavă deșartă și cine nu are gând de mândrie în el însuși, se cuvine să alergăm la taina cugetării celei smerite,